Ei. Să ai copil nu e atât de greu. Adică nu mă plâng. Regret anumite lucruri pe care le-am făcut. Dar e destul de greu să ai copilul ăla care n-a mâncat 10 zile pentru că a fost răcit și după aia pur și simplu nu mănâncă pentru că nu-i place gustul mâncării și se văd coastele, înțelegi? Se văd coastele și se vede șira spinării și este subțirică și este la limita greutății normale, poate un pic sub ea. Și atunci disperi, ți-e frică, știi? Ți-e frică că o să mai răcească o dată și o să aibă încă 10 zile în care nu o să mănânce. Și atunci caut tot felul de metode, iar cumva copiii uneori reușesc să fie foarte enervanți. Ești de acord? Adică au felul ăla de... Adică stai și gătești special, stai o oră să fierbi, să amesteci, să dai la Cine? blender. Stai puțin să ne înțelegem. Despre cine vorbim? Despre mine și despre nevastă mea, adică în aceeași măsură și ea, dacă stă și gătește și fiimea nu mănâncă, e enervant, că nu-i place gustul sau are tot felul de fixuri. Îi faci, nu știu, ceva mâncare care are și brocoli în ea și mâncarea este verde, zice, nu vreau verde, vreau mov. Păi Da. și ce să-i faci decât să-i spui, uite, se ducea soția și bătea la ușă, uite, a venit dinozaurul, ce îi spunem? Nu, nu, mănânc, mănânc, mănânc și mâncam în final, eram satisfăcuți. În final, dăm seama că cumva facem, adică creăm într-adevăr niște traume acestor copii, știi? Și astăzi, Înțelegem. aici eram. Să ne, deci, eu zic că ar trebui să ne prezentăm întâi, respectiv. Așadar, în fața mea este un celebru doctor din București. Muncești la Da, funde un din continuu. influencer, un influencer mai degrabă, nu chiar celebru doctor, nu încă. La Da, Fundemice, da. da zi, ești la Fundeni în Da, continuare? da, da, da. No, bun. Deci avem de-a face cu, ce să zic, o personalitate din mai multe puncte de vedere, inclusiv cu Nu, în Instagram, niciun da, caz, un om normal. Un om simplu un care om care vine să salvează vieți, un om care salvează ficați, da? Un om ficați, care da, salvează da. ficați, nu mănâncă ficați, fisa mănâncă ficați, da? Bun. Mai vorbim despre soția domnului doctor, care este un maestru zen și care îi face pe mulți alți oameni din jurul ei să fie zen. Și fetița voastră, care are câți ani acum? 3 ani și 8 luni. Și de partea cealaltă vorbim cu Crina Coliban, cunoscută drept femeia care îi face pe copii să mănânce, care de fapt nu are nicio treabă cu copiii alta decât e un fel de doctor Doolittle al copiilor. Eu înțeleg ce spun copiii când țin gurițele închise așa în fața voastră și eu lucrez de fapt cu părinții și îi ajut să înțeleagă creierul copiilor. Îi ajut să înțeleagă ce se întâmplă în mintea copiilor atunci când îi amenință ei cu dinozaur. Cu dinozaurul, cu polițiștii sau cu omul negru, da? Bun, deci despre asta e vorba în seara asta, în live-ul ăsta. Așadar, m-ai întrebat ce-i cu copiii ăștia mofturoși. Exact. Ce să zic, desigur există și situații în care copiii au alte motive decât cele psihoemoționale pentru care nu mănâncă, respectiv cauze fizice, fiziologice, adică resimt disconfort sau durere atunci când e vorba despre mâncare. Mai există cauze neurologice, lucrez cu copii care au sindrom Down, care au autism, care au tulburări de spectru autist, deci copii cu tulburări neurologice. Mai există foarte mulți copii alergici sau cu intoleranțe sau copii cu paraziți intestinali, adică sunt și cauze care n-au nicio legătură cu mofturile. Și Ok, le-am și e menționat pe astea important la... să le excludem. E important să le excludem din start. Clar. Fiecare consultație o începe astfel. Pentru că ei drăguții de la 6 luni la un an jumate, ei dau tot felul de semnale. De astea în consultații îi rog pe părinți să facă filme și să-mi trimită filme cu copiii la masă, astfel încât să mă uit la fețișoarele lor, la gesturile lor, să-mi dau seama dacă ei transmit, că îi doare ceva, dacă transmit vreun au, știi? Bun. Deci dacă am exclus, să zic, cauze organice, da? Ale faptului că copilul nu mănâncă, da? Sau patologice, înseamnă că copilul încearcă, de fapt, să ne transmită ceva. Atunci e vorba despre niște traume psihoemoționale. Și în țara asta o să fii surprins, o să fii super, super surprins și toată lumea Da? care ascultă. În țara asta copiii nu mănâncă pentru că n-au pe cine să imite. Ok. Dar nu le e foame totuși, adică ok, nu. Sigur că le e Deci un foame. copil care nu mănâncă o zi întreagă, 2 zile, și nu mănâncă pentru că mâncarea lui este verde și el o vrea roz. What the fuck? Adică, come on, mănâncă, ți-am pregătit mâncarea asta, ți-am gătit-o cu maică-ta, ne-am chinuit, uite, ți-e foame, 2 zile n-ai mâncat, hai, adu dinozaurul.
bag dinozaurul încoace, să vină, sau un muselian sac. Adică nu le frate, te aștept. Mai e vorba asta, că gen, lasă copilul să, nu-l obliga, dar lasă-l înfometat și o să-ți mănânce și castraveți murați. Da, vezi că asta e cel mai, tocmai că ești doctor, o să te folosim, eu și toate mamele care au auzit replica asta dată de doctori, este cea mai sigură rețetă către eșec. Porcăria asta cu lasă-l să moară de foame și o să vezi că o să mănâncă orice, o să mănânce orice. Când un om are o nevoie, dacă nu-i mai dai nici mâncare sau dacă nu-i dai nici puținul ăla de mâncare pe care îl suporta, accepta, îl condamn la moarte. La mine ajung copii care mănâncă prin perfuzii. Adică mănânc, au ajuns să nu mai mănânce nimic și merg o dată de două ori pe săptămână la spital să le facă perfuzii. Asta, așadar, recomandarea asta cu lasă-l dragă că nu o să moară de foame e cea mai mare porcărie și adesea vine de la medici. Da. Deci nu-i lăsăm pe copii să moară de foame, pentru că pot să moară, pot să ajungă la perfuzii, nu mor. Că îi duci la... Bun, deci la întrebarea ta cu verde, nu mănâncă-i verde, nu mănâncă-i roz, știi, până ajunge copilul la capacitatea de a transmite că nu mănâncă roz sau verde, au trecut niște luni, începând de la 6 luni, vârsta la care începe diversificarea majoritar, au trecut niște luni în care părinții, singura lor preocupare a fost despre să-i bage în gură ceva. Înțelegi? Din clipa în care sună cucu, pentru că am o plăcere în fiecare oraș în care mă duc, întreb la Brașov, când sunt acum, la Brașov, în ce zi începe diversificarea? Pentru că cele mai multe dintre mame au o obsesie. Dacă fetița, băiatul s-a născut în 1 decembrie, la 6 luni fix la 1, începe diversificarea. Înțelegi? Adică noi diversificăm pe ceas. Așteptăm să cânte cucu, să bată toaca și la momentul ăla, fratele meu, începem diversificarea. Ceea ce cred că ne dăm seama toți că nu e despre asta și că diversificarea e un proces emoțional, mai ales care poate să înceapă înainte de ziua în care s-a născut copilul acum 6 luni. Deci, adică, de la... adică dezvoltă asta. Adică, în principiu, cele mai noi recomandări sunt să se înceapă introducerea hranei solide și a celor mai potenți, puternici alergeni între 4 și 6 luni la copiii alăptați. Așadar, introducerea, atenție, introducerea hranei solide nu înseamnă să-i dăm 150 de grame cu lingurița pe gât în gură, în gură până în gât, cum facem noi diversificarea, da? Introducerea hranei solide și contactul cu cei mai puternici alergeni înseamnă mai ales contact cu tanat, adică să înceapă să se joace cu alimentele cu mâna, okay. Da? După care copiii, necoordonându-se impecabil cu gura, o să-și dea pe lângă gură, ceea ce este natural, al doilea pas ca să te asiguri că nu dezvoltă o reacție alergică, nu e nimic periculos, da? Deci, am dezvoltat. Nu începem diversificarea atunci când a bătut cucu, a cântat cucu că a făcut copilul 6 luni. Și începem mai devreme acomodarea. Fix așa am făcut. 6 luni, bang, a sunat ziua, bagă. Deci, crede-mă, de asta fac, asta este al doilea an de turneu național. S-au înscris 700 de oameni la Brașov. Înțelegi? Oamenii sunt super, din ce în ce mai interesați, pentru că, da, suntem blocați în chestiile astea pe care le știm. Nu știm de unde le știm. Și vedem că nu funcționează și atunci din ce în ce mai mulți părinți vin să afle când poate să cânte cucu mai devreme. E totuși o evoluție, nu? E o evoluție pentru că poate acum 1000 de ani diversificarea începea din prima zi, da? Și copiii nu suportau, nu digerau lucrurile respective, unora le făcea rău, da? A fost mai ok să începem toți diversificarea la 6 luni, să nu greșim, da? Corect. Se pare că e mai bine să o încep mai devreme. Și să înceapă efectiv exact contactul cu tanat să apuce exact. În care cu ea. Exact. Știi, zic uneori în conferințele astea, zic așa, știi, când Dumnezeu ne-a făcut, i-a zis lui Adam și Eva, ia uite băi copiilor, vedeți aici o grădină faină, mare, vedeți ce e în ea, mă, tot ce e aici e pentru voi, puteți să mâncați orice, mă, numai măr să nu mâncați. Și iată cum a ajuns la noi bieții de noi, știi? E mama cu copilul, uite mă mică grădina raiului, ia uite aici câte ai de mâncare, tot ce e aici nu e pentru tine, doar mărul e pentru tine, știi? Adică fix anapoda, jur, fix anapoda. Bun, revenind, ziceam că de la 6 luni sau de când începe diversificarea,
În momentul ăla copilul nu poate să spună nu-mi place verde, nu-mi place roz, așa cum ai dat tu exemplu înainte, da? Okay. Anastasia sau orice altă copil care manifestă dezgust, neplăcere sau refuz, respingere față de niște alimente, copiii au fost învățați până la momentul respectiv să-și dezvolte expresiile respective și cel mai adesea, dacă nu vorbim despre niște patologie, cel mai adesea copiii folosesc niște expresii care să-i salveze de la supliciu, da? E verde, este egal, n-am chef să-ți explic ție de ce nu vreau, e verde și eu nu vreau. Sau, nu mi-e foame, sau, nu-mi place. Și replica celebră, deci putem să scriem cărți, să facem un film direct din dialogul ăsta. Gustă, măi, mamă, nu vreau. De ce nu vrei? Pentru că nu-mi place. De unde știi că nu-ți place dacă n-ai gustat? Măi, omule, înțelegi că asta este un dialog care se regăsește în fiecare casă, din fiecare din țara asta, din fiecare dar oraș. Dar să încearcă, măcar pe limbă, să vezi că e bun. Da. Nu, da. Nu vreau, so... ba da, ba da, mâna pe nas, deschide gura, banc. Dar știi care, ciudat este că totuși uneori, de exemplu, seara îi dădeam brânzică și făceam cu fructe de pădure, făceam la blender, îi dădeam, nu voia, până la prima lingură și trebuia să o păcălesc și o să ajung la iPad, o să ajung în curând la iPad, dar continuă, doar. Da. Așadar, reluând, nu-mi place că-i verde, nu-mi place că-i roz, este un limbaj cel mai adesea dezvoltat, este un pretext, este o armă, este un mecanism de apărare. Zic asta ca să mă scutească ăștia, da? Da. Desigur, există și varianta ca acel copil să aibă o hipersensitivitate senzorială, adică omul să fie sensibil, ultrasensibil, vizual. Bă, știi, uite, sunt oameni care nu pot să mănânce niciodată ghiveci. Corect? Când văd ghiveci, like ciorbă, amestecătura aia, îi se face scârbă. Ei pot să mănânce supă cu o gălușcă. Pentru că vizual au super... Și copiii la fel. Deci există situații în care nu-mi place că e verde, e real, 100% real. Bun. Și apropo că mai aveam ceva legat de replica asta a ta, de ce mi-ai propus să discutăm, ai zis, eu și cu maică-ta am gătit, ne-am chinuit, nu știu ce. Eu, știi ce zic copiii când vă aud zicând așa? În primul rând, te-am pus eu, de ce reproșezi asta? De ce n-ai făcut ceva care să nu te chinuie? Știi? Și doi, mai zic copiii ceva. Voiam să zic în engleză, asta înseamnă să fii părinte, babe. Te rog eu, hai, du-te și pe treaba, știi? Exact. Adică ce vrei să gătesc eu la 7 luni extraordinar? Atenție, pentru toată lumea care... ne ascult acum, eu sunt aici avocatul copiilor, să ne înțelegem, da? Deci eu nu vreau să se supere părinții care urmăresc acest live, așa le zic și în consultații oamenilor cu care lucrez. Atenție, soro, tu m-ai plătit ca să-ți ajut copilul, nu pe tine. Dacă vrei să te mângâi pe tine, să spun ce femeie extraordinară ești, ce mamă devotată, îmi dai bani pentru tine, pentru terapie pentru tine deocamdată, mi-ai dat bani ca să-ți salvezi copilul. Așadar, atenție, în seara asta o să fiu avocatul copiilor, nu o să, ce să zic, părinții au încă o dată de făcut lucruri, în niciun caz nu vă, da, nu vă cruț sau, o să vă dau instrumente și soluții dacă e nevoie, dar nu-i cruțăm. Nu-i cruțăm, bine, eu o să încerc atunci să fiu de partea părintelui, adică o să fiu părintele la care nu înțelege de ce nu-i place gustul când încă n-a gustat, exact. Da, păi vrei să-ți zic? Știi care e părerea mea cea mai de rău în seara asta? Că noi trebuia să facem un live pe bune, adică să fiu lângă tine și sau să vină mâine oamenii la conferință sau te invit în noiembrie la conferința mea de la București. Să pun mâna pe tine, să-ți dau eu să mănânci cu lingurița, să te țin eu de năsuc ca să deschizi gurița. Ai înțeles? Măi, am fost să de suc de maică mea, că tehnica asta mi-a explicat-o maică mea și a funcționat o perioadă și nu-mi dau seama, poate de asta sunt eu așa bolnavă cap acum. Da, părinții sunt de plină întotdeauna. Da. Așa. Deci vorbeam despre... Ziceai că, what the fuck, nu v-am pus eu să-mi faceți mâncare, nu? Corect. Da. Corect. Iar apropo de că îi se vedeau coastele, știi? Da. Da. Important tare și tu o să mă înțelegi mai bine decât oricine altcineva care nu este medic și nu a studiat ce se întâmplă în corpul omului atunci când este agresat de un factor patogen. Așadar, când copiii sunt bolnavi sau când copiii suferă de erupții dentare,
Respectiv când organismul este preocupat să restabilească homeostazia, echilibrul în tot organismul, nu putem să mâncăm. De ce? Pentru că sistemul ăsta imunitar, hai să spunem oștenii ăștia, soldații ăștia dinăuntru, au o treabă, fratele meu. Atunci când a intrat un virus, o bacterie, ce a intrat și a dezechilibrat corpul, oștenii zic, bă, hai să ne organizăm puțin. Hai să ne organizăm puțin și să facem curățenie. Și tocmai atunci dăm mămica niște piure. Nu, nu e adevărat. Când e bolnav, nu-i dăm piure. Dar a trecut boala și se văd coastele. O a doua boală pe un copil care este slăbit și care nu mai are resurse, nu mai are țesut adipos din care să-și strugă caloriile, poate să nu mai treacă atât de ușor peste acea boală. Și asta chiar te sperie ca părinte, să vezi un copil slab care a trecut peste o răceală, care nu mai are oșteni la treabă, el s-a vindecat, e ok, ai fost afară cu el, nu mai muci, e vesel, se joacă, dar e slab și trebuie să mănânce și ți-e frică că se va bolnavi din nou, înțelegi? Adică... Dacă n-aș fi văzut frica asta, poate n-aș fi insistat de mult sau poate aș fi căutat în altă parte. Dar în fine, ideea e că, într-adevăr, substratul, problema nu era rezolvată, nu că copilul nu mânca, într-adevăr. Dar ți-e frică, ți se face frică. Cu un copil slăbit, care a trecut peste o boală, poate să mai prindă o viroză și atunci duci cu el la spital. Nu mai trezi acasă. Știi? Da. Eu vreau să ofer un instrument pentru toți părinții care în momentul ăsta te-au ascultat și au dat din cap așa și au zis, da, așa e, doctorul ăsta ne înțelege, așa e. Vreau să dau un instrument pentru părinții aceștia. Deciziile luate din frică de obicei nu sunt decizii pe care să ne putem baza sau de care să fim mândri. Așadar, atunci când ți-e frică, ar trebui să faci o sesiune de terapie, să discuți despre frica asta și să iei decizii conștient, concret. Tu mi-ai spus că avem un copil care a trecut de boală și care e activ, vioi, dansează, merge afară, dar nu mănâncă. Da. Din punct de vedere medical, aparent, copilul nu mai are nicio contraindicație, adică fiziologic, corpul lui este pregătit. Dacă se joacă, țopăie, doarme, cacă, pișă, bă, n-are de ce să nu mănânce fiziologic. În mod normal, bolnavii, după ce trec peste un stres de genul acesta fizic, din contra, le e foame. Vor să mănânce orice. Okay. Corect. Deci, din punct de vedere medical, fiziologic, copilul este apt să mănânce dacă este apt să facă toate activitățile descrise. Și atunci e clar că există o altă cauză, dacă asta fiziologică e rezolvată. Care rămâne? Una emoțională. De ce ar putea fi frică unui copil după ce a trecut printr-o boală de nu mai vrea să deschidă gura? De ce ar putea fi frică? Ceba n-am, chiar nu înțeleg. Că i-or fi dat părinții pe gură diversele remedii? Posibil, dar nu e cazul la noi. Deci Anastasia, nu ți se face drag de ea când o vezi cum se tratează. Deci am fost azi cu ea la doctor, a durut-o urechea. Are un început de otit, are niște mucișori, i-a dat, mă rog, Nurofen, niște siropuri. În fine, deci nu îți imaginezi, deci cum se ducea la doctor, se uită în gura lui, ascultă tot, îi spune toate simptomele, cum a durut-o, cum s-a culcat, cum așa, îi dă toate medicamentele, ea spune, tati notează, venim acasă și le pune ea pe toate și de-abia așteaptă să le ia. Ok. Deci de-abia așteaptă să le ia. Atunci când ați avut problema asta cu Anastasia, care nu mânca, poți să-ți aduci aminte dacă boala aia care a făcut-o să-i se vadă coastele nu a fost cumva traumatizantă și din punct de vedere bucal? Pentru că noi vorbim acum de un moment special, specific. Fetița mea nu a vrut să mănânce după ce a trecut printr-o boală care a făcut-o să slăbească considerabil. Într-adevăr, noaptea când are febră și e bolnavă, nu vrea să ia sirop și într-adevăr e traumatizată. Ok. Deci, cel mai adesea, copilul care este bine fizic după boală, dar nu deschide gura și nu cooperează, este un copil care a fost traumatizat în partea asta a corpului. Da? Iar dacă or fi printre noi, dacă are atenție, exact așa cum ți-am scos în evidență ție, dacă sunt printre noi oameni care pot să spună, nu e adevărat, copilul meu a primit numai injecții în cur, n-a primit nimic pe gură și toate astea n-a mâncat după aceea, mă, dacă o fi unul așa, atunci pentru acesta spun, trauma
de a fi ținut de către părinții lui, de a fi imobilizat pentru a-i se administra de la clisme, la injecții, la ce vrei tu, l-a făcut pe copil ca imediat după boală să nu mai aibă încredere în contactul cu părinții lui. Înțelegi ce spun? Da. Deci, bun, nu i-am dat pe gură, dar părinții ăștia care vor să-mi dea în gură în acest moment, până ieri, de 3 ori pe zi, s-au urcat pe mine cu picioarele ca să mă țină să îmi bage în fund sau cine știe ce alt tratament. Da? Așa cum a zis, ce să facem? Soluții. Am spus mai înainte, cu câteva minute, am spus că principalul motiv pentru care copiii nu mănâncă în țara aceasta este pentru că nu au pe cine să imite. În traducere, copiii nu văd animăluțe provocatoare, incitante, pofticioase, autentice în relația cu mâncarea. Nu văd. Dar ce văd? O văd cel mai mult pe mama, îl mai văd și pe tata, dar nu când mănâncă, pentru că el vine seara și atunci când vine nu mănâncă, sau dacă mănâncă, atunci copilul stă cu mama în sufragerie ca să-l lăsăm și pe tatu să mănânce. Și asta e tot ce vede copilul legat de mâncare. Mai văd unii dintre ei adulți la restaurant, unde cel mai adesea nu-i bagă nimeni în seamă pe copii, motiv pentru care ei trebuie să-și găsească ceva de făcut, adică nu sunt atenți la comportamentul adultului și la relația lui cu mâncarea. Iar dacă acum există în capul celor care ne urmăresc gândul, ba, nu este adevărat. Noi mâncăm în familie de față cu copilul. Pentru că de când apar la Pro TV și spun despre treaba asta, din ce în ce mai mulți oameni mănâncă în familie. Slăvit fie numele tatălui. Da? Adică foarte tare. Nu, serios, foarte tare. Da, foarte tare, chiar foarte tare. Și cu toate astea, copilul nu mănâncă. Păi dacă eu aș fi fost acum live cu tine în camera aia și am fi mimat o scenă de luat masa în familie, eu îți bat pariu pe ce vrei tu și oamenii pot să confirme că a lua masa în familie, respectiv eu cu tine și cu copilul nostru, nu cu tine, înțelegi, da? Eu cu tine și copilul respectiv, nu vorbim, părinții sunt amândoi atenți la copil, genul, bagă-mă ceva în gură, a luat ceva, ia uite, iar nu ia nimic. Ia fii atent cum nu duce la gură, e uită-te puțin. E, gândește-te tu că ești la o masă cu colegii tăi la congresul de la Cluj, și 16 colegi la masă să uită la tine să vadă, reușești să duci în gură? Sau ți-a scăpat pe lângă buze? Adică nu se poate, frate, să mănânci când toată lumea se uită la tine la masă și se uită la tine cu scopul evident, cu limbajul non-verbal evident de cine-i prostul dintre noi trei? Cine-i cel mai prost dintre noi trei? Cine nu mănâncă? Ok? Da. Deci, asta odată, nu vorbim. Ne uităm doar la copil sau ne uităm pe furiș, dar clar că noi trei stăm la masă ca să mănânce ăsta micul. Păi, la masă nu se vorbește, exact. Deci la masă nu se vorbește. Da, corect. La masă nu se vorbește, se putrezește. E corect. Respectiv. Da? Nu mișcăm? Nu dăm pe jos? Da, și fiecare se uită în farfuria lui, da. Corect. Bun. Dar de deci unde vine asta? Explică și mie. Adică hai să luăm logic. De unde la masă nu se vorbește? Erau la unde oamenii vorbeau prea mult, cred că la un moment dat niște oameni vorbeau foarte mult la masă și nu mâncau. Da, exact. Da. Și s-a pogorât Sfântul Duh și a zis, bă, ce-i gălăgia asta aici? Da. Deci eu, cel mai, oamenii care mă cunosc știu că pasiunea mea nebună este să distrug mituri, adică să mă leg de tot ce crede lumea că funcționează și să arăt că, de fapt, ar funcționa mult mai bine în altă circumstanță. Și ăsta este unul dintre aspectele la care m-am gândit mult. Ce Dumnezeu e cu porcăria asta cu la masă nu vorbim? Când exact. se știe, astăzi, cum ar fi în modernism, în postmodernism, se știe că cel mai mult și mai mult nouă ne place să mâncăm unde? Cu prietenii, la restaurant, la grătar, spirit gregar, spirit de turmă, toată lumea ne uităm în gura lui lalt și ne bucurăm, da? Deci în niciun caz n-a fost vreodată, de la cina aceea de taină, tu îți dai seama, principala masa Domnului a fost cu niște omuleți în jur, băi, fratele meu, n-a mâncat singur în pustie. A făcut tabloul tablourilor Da Vinci ăla și a arătat un Iisus stând la masă cu alți băieți și vorbeau, nu tăceau. Băieți, da? Da, totuși, am zis că am căutat să îmi dau seama de unde a pornit chestia asta.
Cu cât studiez, cu cât am studiat mai mult și mai mult creierul ăsta, am aflat că foamea este o nevoie care stă în creierul ăsta de bază, în creierul de reptilă, cum i se spune lui, da? E, din moment, în momentul în care ți-e foame, creierul ăsta de reptilă te pune să cauți de mâncare. Cu ce? Cu simțurile. Așa caută lighioana mâncare, inclusiv omul, cu simțurile. Simțurile sunt niște tentacule ale creierului, da? El nu poate să iasă dragul de el să vadă dacă ăsta din față e un căcat sau e ceva de mâncare. Și atunci a creat 5 simțuri, natura asta. Bine, noi femeile avem 6, dar asta în live-ul următor. Așa. Da, bun. Și creierul ăsta zice, caută bă de mâncare, miroase, ascultă, pune gura, dă cu mâna și vezi dacă găsim ceva de mâncare. În momentul în care începe verbalizare pe lângă tine, adică, mămica, ce-ți spune? Ce vrei de mâncare? Vrei o bănănuță? Hai, mamă, gustă numai o bucățică din whatever, din asta. În momentul ăla, focusul în creier fuge de aici, aici, în neocortex, adică aici, unde am înțeles noi cum e treaba cu natura și cu mâncare. Aici sunt cele mai multe blocaje de genul dinozaurii, piloțiștii, omul negru, spitalul, injecția, mor de foame dacă nu mănânce tâcă. Și atunci, foamea asta drăguța de ea care își făcea treaba, mutată aici, este blocată, inhibată. Ce vreau să spun cu asta? Că vorbăria, cred, că a fost percepută ca o distragere de la nevoia de bază, de la a împlini nevoia de bază care urlă din creierul ăsta. Cred, asta este, cred și am citit o grămadă despre asta, singura explicație pe care o am până acum la povestea asta cu la masă nu vorbim. Ce părere ai? Așa este, pentru că eu vorbesc cu tine, mănânc și nu-mi dau seama ce mănânc și mănânc automat. Și la masă nu vorbim, trebuie să te concentrezi la mâncare, să miroși, să simți, să te lași dus de mâncare. Ok, deci bunica nu greșește până la urmă. Da, adică numai, hai să vorbim la masă. Numai că, atenție, despre ce vorbim la masă este treaba genială care face diferența între aberăm despre la masă. Despre mâncare m-am prins. Despre mâncare, dacă vorbim despre mâncare, vorbim astfel, atenție. Uite ce bun e, ce bunătate, ce bună. Da, era cineva care întreba o chestie, spunea că atunci când ia calculatorul copilului, el intră în greva foamei, pe metodă de a-și șantaja părintele. El știe că părintele vrea că cu din adins ca el să mănânce și e un lucru cu care el poate șantaja practic. Da. Exact așa face Anastasia și cumva, deci singura metodă prin care am reușit noi să o hrănim pe la 2 ani în care ea nu vrea să mănânce, a fost să-i punem desene. Ce se întâmpla este că ea practic se deconecta complet cu mâncarea, adică era atât deconectată la desene încât accepta să-i bagi în gură orice. Și atunci, practic, îi puneam desene, își alegea desenele și noi îi dădeam brânzica, îi dădeam supica, îi dădeam ce îi dădeam să mănânce și ea mânca până se sătura, zicea, nu mai vreau, noi eram satisfăcuți că ea mânca. Și, într-adevăr, la un moment dat n-am mai vrut să mănânce fără desene, cu toate că la țară mânca fără desene, la grădiniță mânca fără desene, mănâncă fără nicio problemă la grădiniță cu toți copiii, mănâncă, deci mănâncă toate porțiile. Și am întors la grădiniță la un an și 7 luni și de atunci mănâncă la grădiniță tot. Fără absolut nicio problemă. Ok. Și asta mă întreba, adică mi-am dat seama că problema este fix în relație cu noi, nu în relație cu mâncare. Deci la grădiniță mănâncă singură, fără nicio problemă. Și culmea, ea de la 2 ani mănâncă la grădiniță singură, o văd pe cameră, nu vine să cred că este ea, mi se pare că este o altă fetiță îmbrăcată cu hainele ei, stă la masă cu toți copiii, mă uit pe cameră și are lingurița și mănâncă. Acasă vrea să-i dau eu, vrea cu desene și cumva am reușit să schimb desenele cu poveștile, adică nu mai dau desene, dar îi povestesc. Și de regulă întreb despre ce vrea să-i povestesc și ea își aduce aminte de ceva ce a văzut pe stradă, despre fetița cu fusta roz și încep să inventez povești despre fetița cu fusta roz, cum a plecat ea de acasă și cum și-a pierdut ghiozdanul și cum, whatever. Și cumva desenele tot așa îi captează imaginația atât de mult încât o hipnotizez efectiv povestea. O hipnotizez cu acea poveste și reușesc să-i dau în final mâncare. Dar e foarte greu să o las la masă
să mănânce și doar să mănânce. Atât. Și îmi dau seama că, într-adevăr, eu de regulă mănânc eu și după aia îi dau ei de mâncare sau îi dau ei de mâncare și după aia mănânc eu după ce mâncă. Bun. Foarte multe chestii ai ridicat. Prima, de care o să mă leg, faptul că tu îi povestești în loc de tabletă este, nu poate fi comparație între astea. Pentru, din niciun punct de vedere. Tableta îi atacă, îi agresează creierul prin ritmul super alert și vizual și auditiv, ori felul în care vorbești tu și faptul că nu se schimbă nimic, ești același tu 15 minute. Deci nu se poate compara, nu se pot compara cele două tipuri de atras atenția copilului sau de menținut atenția copilului. Asta primul aspect. Al doilea, ce faci tu povestindu-i lucruri este cel mai frumos cadou pe care îl poate face un părinte, mai ales tatăl, copilului lui la masă. Eu bat pariu cu tine acum, facem un răvaș, îl îngropăm undeva și îl dezgropăm peste câți ani vrei tu, că fetița ta va fi o femeie atât de faină datorită acestei conectări de o calitate cum nu-ți poți imagina cu tatăl ei la masă. Ce se întâmplă între voi atunci, faptul că tu poți să-i captezi atenția cu gura ta, cu 17 cuvintele astea pe care le rostim noi cel mai adesea peste zi și ea stă în gura ta în timp ce mănâncă, este una dintre cele mai frumoase amintiri din copilărie pe care o să le aibă și care o formează ca femeie. Un tată care stă și se uită în gura ei și nu dorește doar să-i bage ceva în gură în timp ce îi arată pe nu știu ce desen animat pe tabletă, este un tată cu care copilul se conectează autentic, intens, profund și o să țină minte toată viața. Deci ăsta e cel mai fain lucru pe care poți să-l faci, fă-l în continuare, mai ales dacă și funcționează. Următorul aspect, de ce mănâncă la grădiniță și acasă, nu. Am mulți copii, nu ăsta, mi-ai zis că vrea să-i dau eu. Asta mi-a plăcut mai mult decât ăla. Vrea să-i dau eu. Am foarte mulți copii în terapie care pot să mănânce singuri, în mod evident, verificat, probat, așa cum ai zis și tu povestea Anastasia la grădi, dar acasă nu ridică mâinile. Stau să le bage mama sau tata în gură. Face la fel și cu să fie acasă sau doar cu tine. Stă să-i dea ea? Da, cu amândoi. Asta înseamnă că vă iubește la fel de mult. Serios. Bun, de ce stau de ce vor copiii să le dea cineva în gură versus să pună mâna și să mănânce? Nu toți copiii și nu tot timpul. Sunt niște momente. Eu sunt convinsă că fita nu-i ca și cum 100% din timp stă cu gura așa și voi îi băgați în gură. Momente, da? Deci nu toți copiii, nu toate momente. Bun. De ce? Pentru copii, pentru oameni, hrana, așa cum a fost ea lăsată de natură, a fost o chestie, este în continuare, o chestie care presupune ce? Contact fizic cu adultul, mama, respectiv, sau în caz de dă biberon cu tata, ok? Deci contact fizic cu adultul și niciun efort, corect? Exact, ok. Deci hrana supremă este contact fizic cu un adult, un hold, adică o ținere, o îmbrățișare, eu stau să primesc și în plus adultul este 100% atent la mine. Bun, 100%. Mă rog, acum mai nou, când mama stă pe Facebook, tata stă pe Facebook, în timp ce îl hrănește pe copil, asta am deviat un pic de la natură. Dar hrana supremă așa este, încă o dată. Contact fizic, îmbrățișare, eu nu fac nimic, stau și primesc și adultul este atent la mine în proporție majoritară. Ce înseamnă hrana autonomă, hrana de om mare, hrana solidă? Înseamnă niciun contact fizic. Eu trebuie să fac, nu mai stau la primire, nu mă îmbrățișează nimeni și adultul este atent la orice altceva, nu la mine, iar dacă eu fac figuri astfel încât adultul să fie atent la mine, este singura cale pe care eu o stăpânesc astfel încât să recreez hrana supremă sau măcar un sfert din ea. Mai mult, mai concret, în clipa în care stau și mama îmi dă în gură sau tata îmi dă în gură, înseamnă că de fapt, la nivel subconștient, desigur, nu e ca și cum întrebi un copil de ce face asta, bă, și el o să știe să-ți spună, da? La nivel subconștient, copilul cere hrană supremă.
un adult cât mai preocupat de el, cât mai atent la el, care încearcă să-i dea, încearcă să-i facă, adică exact cum era hrana supremă. Mama stătea cu țâța înfiptă în gâtul copilului și îl ținea în brațe și îl băga în țâță. Deci momentul în care Anastasia sau orice copil despre care vorbim prin părinții lor prezenți aici, copiii care o cer pe mama sau o cer pe tata să le dea în gură, sunt copii care vor conectarea aceea inițială, adică vor cu mama și cu tata pe bune. E nu este vorba despre răsfăț. Ok, nu e răsfăț, dar dorința asta e particulară de la copil la copil sau înseamnă că ceva nu-i ajunge? Da, sigur, este... Atenție, nu vreau să pun prea multă presiune pe părinți. Dacă tu ai întrebat... Da, nu, e bună, adică presiunea e ok, facem față okay. la presiune. Atunci, în mod evident, am discuții de-astea adesea cu părinții, pentru că tu știi, părinții care plătesc consultații mie, care îmi dau bani să-i ajut, sunt părinți realmente interesați să se dezvolte, să rezolve, să învețe, să evolueze. Da, în mod ce? Clar. Așadar, acești părinți vin și spun, Crina, dar eu mă conectez, Crina, noi suntem atenți, Crina, noi ne jucăm, noi mâncăm împreună. În mod evident, părinți implicați, clar, fără discuție. Doar că ajungem la vechea poveste, baza discuțiilor și a conflictelor dintre oameni, din cuplu, din relația mamă-copil și așa mai departe, tată, mamă, bun, care? Felul în care eu îți arăt că te iubesc poate să nu aibă nicio legătură cu felul în care ai tu nevoie să-ți arăt că te iubesc. Mai concret, pentru tine în acest moment, să te iubească nevasta ta înseamnă să te lase să faci live cu Crina Coliban, aberez, dau un exemplu, da? Nu știu, nici nu-i treaba mea, scuze, Doamne ferește. Da? Deci pentru tine, pentru tine că te iubește soția ta înseamnă, băi, femeia m-a înțeles. Așa cum de ună zi iubitul meu m-a înțeles să stau 2 ore în live-ul cu Mihalca, m-a înțeles, m-a susținut, n-a fost supărat, nu l-am enervat, da? Și da. Pentru mine asta a însemnat semn suprem de iubire, respectiv cu soția ta, dar pentru ea, dacă nu știa despre că pentru tine iubire înseamnă să te lase să faci live-ul ăsta, pentru ea să te iubească însemna să vă culcați împreună la 10. Mm-hmm. Înțelegi? Deci dacă soția ta gândea, bă, pentru bărbatul ăsta al meu, sigur, sigur, dacă vreau să-i arăt că îl iubesc, trebuie să ne băgăm în pat la 10 împreună. Ea te chema în pat, tu te simțeai super călcat pe intenții nevoi și ea zicea, păi ce ai frățioare, nu ne-am corectat, m-am băgat în pat cu tine la 10, ești pe bune, totul ești cu mofturi. No, exact asta e cu copii. Foarte bună comparație, exact. Adică noi le dăm tot ce credem noi că trebuie să primească, de ei au nevoie poate de altceva, nu? De exemplu, să le dai în gură mâncare. Ok. Da? Deci, da, cred puternic că atunci când noi ne implicăm în relația cu copiii, asta nu înseamnă că acești copii se simt 100% iubiți, pentru că, uite, am discuții cu Runa, da, cu fetița mea, și mă întreabă adesea, măi mamă, tu mă iubești? Exact așa cu accentul ăsta sfătos, așa, știi? Măi mamă, tu mă iubești? Și eu zic, sigur mă, nu te iubesc, nu te iubesc că toată ziua te-am cărat după mine, ai fost cu mine peste tot, ți-am cumpărat de aia, ți-am făcut de aia, stau de 3 ore cu tine în parc, nu mă, nu te iubesc. La care ea îmi zice, dar nu așa că să faci sau ceva, așa în general. Deci este evident că are nevoie, da, da, bine, da, asta e un copil în care am investit din punct de vedere emoțional, de zice niște lucruri de trag pe dreapta mașina și zic, ce făcuți, știi? Și încă un aspect important pentru părinți. Vezi, cu câte femei n-ai stat tu de vorbă în viața asta, care erau supărate brusc și pe care când le întrebai sau, Doamne, dacă ar fi bărbați acum în live-ul ăsta, nu știu dacă sunt, dar eu cred că nu există bărbat pe lume care să fi întrebat-o pe femeia lui ce ai fă și ea să spună, n-am nimic. Păi eu nu cred că există pe lume bărbat care să nu fi întrebat-o pe femeia lui vreodată ce ai și ea să nu spună nimic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în copilăria noastră n-a stat nimeni, este super paharul ăla, tot timpul am impresia ce bea, ce bea de culoare aia și văd că nu se termină, știi? Da, exact. Da. Deci, ziceam, în copilărie ar trebui
să ne preocupăm, măcar un sfert din viața noastră, din ce le dăm copiilor noștri, măcar un sfert ar trebui să ne preocupăm, să-i ajutăm să identifice emoțiile pe care le trăiesc. Să le explicăm ce se întâmplă cu ei. Este atât de greu pentru ei să proceseze emoțiile astea și nici nu știu ce se întâmplă. Ei nu știu să zică cu gurița ce se întâmplă cu ei. Dacă noi ne-am preocupat ca ei de mici să știe ce se întâmplă cu ei, lumea s-ar schimba și n-ar mai exista nicio femeie care să răspundă la întrebarea ce ai cu nimic. Ar răspunde cu vreo 25 de minute de explicații. Da? Exact. Drept urmare, fiica mea. Foarte mare. Da. Nu, ziceam că e foarte mare, dar cred că asta e o altă discuție de alte două ore despre emoții și corect. Să-ți înveți copilul să-și exprime emoțiile. Da. Da. Deci veneam cu fiica mea într-o seară cu mașina, conduceam și am zice: mama, aș vrea să-ți spun ceva, dar mi-e rușine. Și zic: da, mamă, zi. Și ea zice: dar este așa mai credincios. Și eu zic: mamă, eu știi că discutăm de toate, dă-o și pe asta credincioasă, da. Nu-i problem. Și îmi zice așa: mamă, eu în momentul ăsta chiar îi mulțumeam lui Dumnezeu pentru ce viață frumoasă mi-a dat. La 6 ani, înțelegi? Da. Ăsta e un copil care de 6 ani trăiește cu o femeie nebună, măsa, care pune accent permanent pe recunoștință, pe emoții, pe senzații, pe greutăți, pe nevoi, pe probleme, pe soluții. I-am citit chestiile astea și uite, chestia la care ader cel mai mult este... nu știu dacă, corectează-mă dacă greșesc, dacă mi-aduc bine aminte, se cheamă atașament securizant. Corect. În care cumva copilul, și de exemplu chestia asta am citit-o după ce am simțit în vara asta, că cumva l-am lăsat prea mult și mă gândeam, adică era o săptămână la maică, o săptămână la țară, o săptămână cu maică la mare, stătea cu noi și mă gândeam, bă, copilul ăsta oricum e într-o familie foarte mare, e iubit de toată lumea. Da, mi se părea că e în regulă că n-a avut vara asta un om pe care să se bazeze, pe care să știe, frate, ăla este omul meu, ăla e omul care îi spun orice, pe care mă pot baza în fiecare zi, nu că sunt pastat ca o jucărie de la unii la alții, care mă iubesc toți, așa, superficial, dar nu mă pot conecta cu niciunul. Și am citit chestiile astea și am ajuns la acest atașament securizant. Și faptul că copilul cumva se spune că până la 5 ani trebuie să stea în permanență, oricum am oricum tata, oricum amândoi, în fiecare zi, să-i strângi în brațe așa și să-i ții așa în brațe și să-i iubești și să simte că sunt acolo. Și ce se întâmplă mai departe? Și de fapt îmi dau seama că eu în copilărie, chiar dacă maica mea și-a dat tot efortul să mă iubească, de fapt am fost cumva emoțional și cred că majoritatea dintre generația noastră au fost emoțional abandonați. Și ce făceam eu când eram copil și aveam 8 ani, mergeam la școală, aveam coșul pe față, eram îmbrăcat urât, mi-era cumva rușine față de ceilalți colegi de-ai mei și n-aveam pe nimeni cu care să vorbesc asta, n-aveam pe nimeni care să-i povestesc chestiile astea care par puierile, dar în momentul respectiv sunt dramatice. Și ce se întâmplă în momentul ăla e că tu ai niște emoții atât de mari, te doare atât de tare, că nimeni nu te înțelege, încât te pui pe un friz. Ești complet distant. Cuvânt adică, suprem. Da? Deci ești complet pe friz. Și de fapt, tot ce îi trebuie copilului ăluia este o mamă sau un tată care să privească în ochi, să-i zică: copilule, ce ai? Povestește-mi ce a fost. Orice problemă ai, poți să-mi spui. Și o să-i spun: uite, mi-e rușine, am fost acolo, ăla are Adidas noi, eu am Adidas tenis și ăștia vechi și fata aia nu mă place din cauza tenisilor. Și cineva care să-mi spună: uite, nu e vorba despre asta, dar e totuși normal să te simți așa și cumva să poți să dai drumul la emoții. Adică cred că, până la urmă, asta e tot ce trebuie copilului ăla, să-i dai încredere să spună ce îl doare. Și cumva încerc în permanență să fac asta cu Anastasia, să stau cu ea cât se poate de mult. Deci acum numai, înainte, de exemplu, mi se părea că face mofturi. Acum dacă o las la maică mea și mă sună seara și îmi zice: tati, vino și ia-mă de aici, că nu-mi place. Sau vorbeam la telefon, mi-arată maică mea, fac FaceTime cu maică mea des. Făceam FaceTime și mă dă pe Anastasia. Și Anastasia stă și mănâncă pufuleți, zice: uite, mă uit la desene animate și nu știu ce, și sunt la baba. Și după aia se uită, vede că baba pleacă în bucătărie și se apropie și zice: tati, vreau să zic ceva.
Bine, o să mă iei de aici. Ce-am făcut eu la 10? Ce-am făcut eu la 10? Ce? Nu mai vreau să stau aici. Bine, o să mă iei, te rog. Nu-mi place la baba. M-am ajutat în mașină, m-am dus să iau. Altfel aș fi zis, băi, sunt mofturi, na, rămâi acolo, te iubește bunica, e foarte ok, dar bunica nu o înțelege, nu poate vorbi cu ea, știi? Iar Anastasia, de când i-am zis, altă chestie și îți dau cuvântul, acum vreun an, ea tot discuta și tot îmi povestea, azi am fost la grădiniță și Bianca m-a ciupit și m-a ciupit așa și nu știu ce ziceam, dar Anastasia, uite-te la mine, uite-te la mine în ochi, când vorbești, uite-te la mine în ochi, ca să te înțeleg. Și a făcut contact vizual, i-a plăcut și nu mai scap de ea. Oricând iau telefonul, îmi zice, tati, lasă telefonul jos, uite-te la mine în ochi când vorbesc cu tine. Și în permanență vreau să mă uit gen la ea în ochi, știi? Doamne, dacă ai ști cât te-ai ridicat acum, dar o să zic doar două. Una, eu mă mir că, stai să mă gândesc bine cum să zic, că... mama ta o ajută, vă ajută imens și stă cu Anastasia și o iubește. Da, nu este despre mama ta, atenție, este despre multe mame de oameni ca noi, care, atenție, nu au avut o vină neapărat. Atât au știut, atât s-a putut, da? Dar eu mă mir că tu ai ajuns doctor, soț, tată, că ai familie funcțională, că ai o fetiță cu care ai ajuns să stai la masă și să vorbești cu ea și ea să mănânce în timp ce îi povestești tu și o fetiță care să-ți ceară contact vizual. Eu mă mir. Și al doilea lucru pe care voiam să-l spun este, suntem atât de stricați, atât de îndurerați, atât de nevindecați, atât de înghețați, da, că ai spus, da, corect, ești pe friz. Încât noi ne mirăm că nu funcționează nimic în relația cu copilul, în relația cu bărbatul, în relația cu femeia. Noi ne mirăm când este atât de firesc ca după o copilărie în care nu te-a învățat, nu te-a ajutat, nu te-a susținut, nu te-a educat emoțional sau relațional, e atât de firesc să fii înghețat în continuare. Și gândește-te câți bărbați și câte femei se uită ochii în ochi la 38 de ani, la 35 de ani, la 25 de ani, când își vorbesc unul altuia, cât de puțini oameni se uită ochii în ochi când discută. Bine, și noi nu mâncăm nutrienți. Noi mâncăm mâncare. Da, deci și noi mâncăm viu. Și nu e vorba despre un vegan. Viu, viu. În ce sens? Frunze. Am întrebat azi pe Runa în mașină, mamă, dintre legume, care sunt legumele tale preferate? Și mi-a răspuns roșii, linte și frunze. Frunze, nu sunt frunze. Adică, în principiu, la fiecare masă ar trebui ca pe lângă mâncarea procesată să existe și ceva viu. Nu sunt de acord cu vegani. E bine ca și majoritatea mâncării să fie cea vie, într-adevăr. Adică, da, de asta zic, măcar, da, măcar un viu la fiecare masă. Viu am, înțeles viu acum, ok, viu. Da, da, viu. Da, trebuie să mâncăm cât mai mult viu, cât mai puțin procesat, cât mai puțin și dacă este procesat, să fie procesat de noi, să fie gătit de noi, să nu fie la ambalaj, să nu fie la pachet, da, așa este. Păi faza asta cu iPad-ul, te-am întrebat și nu cred că nu ai terminat. Deci copilul face greva foamei la calculator. Ce înseamnă asta? Deci face greva foamei pentru că ok, lasă-mă pe mine să dau răspunsul. De ce face copilul greva foamei la calculator? Pentru că calculatorul este viața lui, da? Pentru că fără calculator viața lui nu are sens. Dacă viața lui e complet inutilă fără calculator. Și de ce se retrage un copil la calculator? Pentru același motiv pentru care eu la 8 ani mă retrageam la calculator. Deci eu când aveam 8 ani aveam primul calculator cumpărat de tata, era ceva super basic. Și mă jucam Warcraft 2. Warcraft 2 era un joc de strategie pe care îl jucam începusem să joc chiar și în rețea, în bloc, colegii. Și era un joc de strategie în care tu îți formai tot felul de ferme, îți făceai tot felul de căsuțe, îți creai oaste și te luptai cu oastea respectivă cu celălalt om, da? Cu celălalt jucător. Aveai o senzație de putere, aveai o senzație de control. Erai stăpân pe ce se întâmplă, dacă greșeai și mureai și te distrugeai, era din vina ta, dacă câștigai, era meritul tău. Erai atât de asumat în joc,
Deci jocul ăla era efectiv, cred că jocul ăla a fost prima mea adicție, de fapt, de seama. Deci aia era efectiv o adicție pe care o consumam, era singurul moment în care eu nu eram pe friz în copilărie. Era singurul moment în care eu efectiv trăiam și simțeam emoție și eram eu acolo. Dacă îmi luai calculatorul ăla, probabil că și eu n-aș fi mâncat, da? Pentru că e fix asta, îmi lipsea emoția autentică în familie. Părinții mei n-au nicio vină, dar nu mă făreau acea emoție. Deci îmi puneau mâncare pe masă, îmi luau recuzite pentru școală, du-te la școală, hai că ești băiat mare, nu te mai plânge, totul e ok, gata, asta era tot. Deci copilul, cel care întreba de copilul care face grevă foame la calculator, înseamnă că copilul ăla, de fapt, nu primește acea emoție, nu primește acea conexiune în familie și singura lui bucurie, singurul lui moment în care el nu e pe friz, pentru că dacă n-ar fi pe friz, n-ar suporta acea durere că toată lumea îl ignoră, da? Singura lui bucurie este acel calculator. Am zis bine? Super, și iar îmi vine să plâng pentru tine. Da, nu. Îmi vine să plâng, dar nu am nicio intenție să, Doamne ferește, să condamn sau ceva. Așadar, trebuie să-mi zici despre ce interval de vârstă vrei să vorbim atunci când vrem. Dacă poți să ne zică doamna, pentru că nu... Bun, o să spun eu, pentru că, de fapt, cel mai grav e 0-2 ani. Da? Cu cât e copilul mai mare, cu atât e mai puțin gravă dependența asta. Pentru că un copil mai mare are altă putere asupra mediului, este solicitat din multe, are mulți triggeri, mulți stimuli care pot să... 14 ani. Ok, imens. Bun, o să-i răspund, doamne, dar întâi vreau să vorbim despre 0-2 ani, pentru că sunt foarte mulți copii care mănâncă cu tableta în țara asta, da? Copilul care mănâncă cu tableta până la 2-3 ani este un copil al cărui trunchi cerebral în mod firesc, creier să-i spunem, în mod natural, trunchiul cerebral al unui copil 0-3 ani este așa de imatur dezvoltat încât el nu poate să focuseze pe o singură activitate decât timp foarte scurt, de secunde, minute. Așadar, motivul pentru care un copil dorește tabletă este pentru... El nu dorește tableta, atenție, tableta îi dăm noi. El dorește... Da. Prezența unui adult care să mai aducă în plan alte activități, pentru că cu cât intervine un adult și propune alte activități pe lângă procesul de hrănire, cu atât creierul poate să focuseze. Așadar, asta este una dintre revelațiile pe care o au mamele care lucrează cu mine. Să afle despre creierul copilului lor. Și anume că atunci când copilul face mofturi, nu stă niciun pic locului, trebuie să cântăm, să dansăm, să aducem avioane, să urlăm ca Tarzan pe lângă el, nu este din cauza că avem un copil răsfățat sau un copil mofturos, ci este pură natură și o natură sănătoasă, armonioasă, nu are o problemă la cap copilul, ci părinții. Da? No, bun. Deci asta e o revelație. În clipa în care mamele aud că, de fapt, atâta poate să te concentreze copilul la momentul respectiv, la vârsta respectivă, toate mamele se relaxează și înțeleg pe copii mai bine. Totuși, ce e cu tableta? Fix asta. Creierul are nevoie de activități multiple, astfel încât să poată să stea locului, între ghilimele. Iar tableta este, desigur, cel mai ofertant mediu, o grămadă de stimuli, și în același timp, ofertant pentru copil, și în același timp este cadou de la Dumnezeu, pentru că părintele nu trebuie să stea, așa cum ai dat tu exemplu, cu copilul la masă și să-i povestească, așa cum zice Runa, povestește-mi ce prostioare ai mai făcut tu când erai mică. Înțelegi? Da? Așadar, noi îi hrănim pe copii cu tabletă, în niciun caz nu se nasc ei cu o tabletă atașată de creierul mic, în niciun caz. Noi îi hrănim cu tabletă și ei au nevoie de asta, iar instrumentul, că desigur, acum probabil oamenii îmi zic, bun, și ce trebuie să facem? Trebuie să facem ce faci tu, fix asta. Respectiv să vorbim, să reprezentăm noi tabletă și asta nu înseamnă să facem ca toate animalele, ci să ne conectăm la modul real, autentic, să mâncăm cu plăcere, să ne jucăm cu mâncarea, să-i arătăm copilului cum să taie brânza, să-i arătăm copilului cum să stoarce roștia, adică niște chestii între 0-2 ani, da? Adică niște chestii elementare, nu ne trebuie o facultate ca să înlocuim tableta.
Da? Asta 0-2 ani. 14 okay. ani, deja e o discuție super, super, super mega lungă și probabil că ar trebui să facem un live sau da, ceva, un workshop exclusiv pentru dependența la vârste de astea adulte, adolescente și adulte, că e mult mai complex decât la copiii mici. Știi că era o vorbă pe vremuri, eu te-am făcut, eu te omor, știi? Sau pe vremuri, poate este încă în unele case, eu te-am făcut, eu te omor. Bun. Părinții au impresia că știu mai bine decât copilul. Da. Asta este, știi cum? De când a venit copilul în casă, noi știm mai bine decât tine. Ceea ce este atât de neonest, atât de injust față de specia umană. Nu, copiii ne arată. Fiecare copil îți vorbește despre el. Fiecare copil îți vorbește despre cine este el de la zero zile. Cât de tare, știi, ca idee, lasă-mă să te întrerup și continui. Dar normal. Exact, adică cum ar trebui de fapt să vedem situația este, wow, noi la vârsta asta suntem atât de stricați, am fost atât de stricați și traumatizați de părinți și de tot ce ni s-a întâmplat, omul ăsta e nou, a venit din noi, dar e un om nou. Avem atâtea de învățat de la el, hai să lăsăm să ne arate el care e treaba de fapt. Ce se mănâncă, ce culori se mănâncă sau, nu? Adică să ne învețe el cum e treaba de fapt, cum e să fii liber și cum e să fii nou de la început, fără să-ți spună nimeni ce e corect și ce nu e corect, exact. Corect. Și pot să dau un exemplu concret aici. Multe mame, știi, de BLV, autodiversificare, da? Ce înseamnă asta? Mama nu-i dă copilului cu lingurița în gură, autodiversificare, BLV, baby led weaning, înseamnă copilul mănâncă singur cu mânuța lui, duce la gură de la 6 luni. Okay. Și foarte multe mame spun, băi, cum să lași copilul la 6 luni, n-are dinți în gură, de unde știe ăla să nu se nece, Doamne ferește, ce porcărie, cine a inventat asta? Răspunsul este, copiii de 6 luni au inventat asta. Nu a venit cineva să ne propună această metodă. Nu, natura ne-a arătat că un copil la 6 luni este apt, absolut capabil să mănânce singur, cu fără dinți și cu mâna lui, alimente care preponderent, nu, în totalitate ar trebui să fie moi, în niciun caz dure, tari, morcov crud, măr crud la 6 luni, da? Bun, ce denotă asta? Denotă că mama care se uită la copilul apt la 6 luni să mănânce singur și spune nu ai cum să mănânci bucăți solide că te neci, ajunge cu copii la 5 ani. Cel mai bătrân copil, între ghilimele, bătrân copil care mănâncă numai pasat, are 12 ani. Wow. Tu înțelegi? Pentru că mamei lui a fost frică să nu se nece. Mai bine e handicapat decât să se nece. Înțelegi? Și uite, ajung la concluzia mea, că deci, toată lumea m-a întrebat la un moment dat, wow, dar cât de greu e să ai copil, dar cum te descurci, de așa. Cumva ce am făcut eu cu Andreea, și eu sunt convins că noi cumva, dacă ignorăm toate aceste învățături de la bătrâni, sau și mai bine dacă nu le avem, cum eu nu le-am avut, nu m-a educat nimeni cum să-l învelesc în scute și așa mai departe, eu sunt convins că omul, ca orice animal, are instinctele necesare ca să-și crească copilul cum trebuie. Le ai în tine, le ai în bagajul tău, sunt strict instincte, nu trebuie să te învețe nimeni. Și cel mai bun sfat pe care l-aș putea da cuiva atunci când are de-a face cu un copil e cumva, nu știu, să fie extrem de liber, adică să se simtă extrem de relaxat, să înțeleagă că are toate instinctele care o să-l învețe de la sine cum să țină copilul în brațe, cum la femei, cum să-i dea țâță, cum să-l îmbrace, cum să-l culce și asta e tot ce trebuie. Adică mai dincolo de asta, trebuie efectiv să fii tu însuți, să faci exact ce trebuie tu să faci și copilul ăla se dezvoltă pe lângă tine și învață de la tine. Mi se pare că se întâmplă mult mai mult rău când omul zice, wow, gata, am copilul, trebuie să renunț la job, trebuie să stau toată ziua cu el, să gătesc, să-i dau să mănânce, bla bla bla. Cu cât depui mai mult efort conștient, așa, și poate că efortul conștient e bun când e foarte asumat cum e al tău și când e în cunoștință de cauză. Dar când nu e în cunoștință de cauză, o dai atât de ușor în bară și de cele mai multe ori dai în bară. Doamne ajută! Da! Da. Să fie! Și să nu crezi că scape, adică programăm următorul live, care o să fie despre ceva despre relații, unde am multe opinii,
unele diferite de ale tale, să zic. Abia aștept. Să le dezbatem. Da, să trăiești, să ai mult noroc și dacă ar fi să zic un singur lucru, este ai o deosebită recunoștință din partea mea pentru că ai ales ca pe viața asta să salvezi oameni. Ai o deosebită recunoștință din partea mea. Thank you. Apreciez. Mulțumesc și eu. Noapte bună, să trăiți. Noapte bună tuturor. Mulțumesc mult. Ciao. La revedere.